Bună ziua! Vă prezint un dispozitiv de energie liberă ce are doar scop demonstrativ. Aceasta este schema. Am pornit de la monopolul lui Bedini, am eliminat tranzistorii și am construit o bobină, una mai mare și una mai mică. Vă arăt imediat ce poate să facă. Avem două baterii de 9V, adică 18V și un amperaj luat de minus 0,03-0,04, deci asta e consum. Se încarcă pe un condensator de 470 microfarad, 200V, cel de aici, pe care îl deconectez și îl conectez la un bec de 60W. Sper să prindă camera. Dacă se vede, 60W, 220W. Energia pe care o încarc pe condensator se vede pe voltmetru acesta din dreapta. Ia ceva până ajunge la 200V, scala e de 250V și apoi îl descarc pe becul de 60W. Consumul e de microwatt. Reușesc să prind un bec de 60W, chiar și un bec de 100W. Ok. Acum o să deconectez condensatorul acesta și am să conectez unul de 100 de microfarad, 400V. Nu se vede clar, va trebui să mă credeți că urmă. E un condensator mai mic decât cel dinainte. Am conectat, îl conectăm și la rețea. Se încarcă mult mai repede. Nu decât celălalt, dar cu mai puțină energie. Îl lăsăm să ajungă la 200V, aproape până acolo merge. Mai puțină energie. L-am descărcat. Okay. Iar acum, ca să ajung unde vroiam, voi conecta un condensator de 10 microfarad, 450V, de motor, nepolarizat. Îl corectez la sursa de energie, radiantă din vid, cum să chemăm. Da, el se încarcă instantaneu. Nu reușesc să-l descarc. Așa, se încarcă instantaneu, să pun scurt. Firele. De pe condensator. Să vedeți cât de repede se încarcă. Vedeți, se poate instantaneu. Vă arăt și ce fac. Care se încarcă, hai să nu zic chiar instantaneu, dar care se încarcă foarte, foarte repede. Așa, acum am să-l deconectez. Consumul e chiar mai mic de 0,03. Da? Acum am să deconectez bobina asta mare, că ea e aici prinsă, în circuit, și am să conectez pe cea mică. Tot secretul acestui dispozitiv e în bobinele astea, cum sunt construite. Deci consumul ăsta așa mic îl scot din bobină. Și ăsta e de fapt secretul energiei liberă.
masa se transformă în energie. Să-l deconectez. Așa. Deconectez bobina mare. Și voi conecta bobina mică în locul ei. Așa, am să scot bara de ferită din bobina mare. Și am să-i pun o altă bară de ferită. Sunt aproximativ egale, asta e un pic mai mare. De la bobina mică nu are așa mare importanță. E ca mai devreme. Deci avem condensatorul de 10 microfarazi, bobina cealaltă, am să o conectez acum. Consumul e minus 0,0100, e chiar mai mare decât la bobina mai mare, deși bobina asta e mai mică. Aici chiar consumăm mai puțin, dar nu consumăm mai mult, dar tot microvați, tot de microvați e vorba. Așa, și acum o să vă arăt, fac scurt pe condensator. Să fac așa. Conectez un fir. Vedeți cum se mai încarcă instantaneu. Am mai puțină energie. Am un consum mai mare. Chiar dacă mai mare nu pot să spun că e tot vorba de microvați. Dacă îl las în pace ajunge la 200 de volți, la același potențial. Dar e mai puțină energie. Energia liberă depinde de masă. Ce vă spun acum vine de la Joseph Newman. El e cel care a inventat acest tip de motor, nu Bedini. Bedini l-a dezvoltat. Și el spune fix asta, că aparatul lui transformă energia, masa în energie 100%. Exact asta spune. Și arată efectul. Am să conectez bobina mare. Și arată același efect cu minus 0 și ceva amperaj. Și toate dispozitivele lui așa merg, la un amperaj de minus. De minus, nu de plus. Și asta nu pentru că e conectat greșit ampermetru. El e conectat bine. Deci borna de plus vine pe firul ăsta. Intră în borna de minus. Și din plus pleacă mai departe la plus, iar minusul la minus. Minusul la minus. Da? Dacă îl conectez, am firul galben. Consumul e de minus 0,089. Ajunge pe la minus 0,04, cam așa merge.
Da, a făcut o prostie. N-am deconectat bobinele. M-am întrebat de ce merge așa prost. Să pun bobina mare, plusul la plus, minusul la minus. Să pun, dacă îmi găsesc, condensatorul cel mai mare. Așa. Așa, așa. Da. Tot secretul constă în modul în care construiești bobinele. Bobinele sunt unidirecționale. Asta vine de la Conte, de la ea am învățat. Sunt câteva filmulețe pe internet. Unidirecțional ce înseamnă? Pui un strat de la bază până la un capăt la altul, după care nu te întorci iar și rotești până, nu, ci tragi doar un singur fir. Și dacă vedeți de aici, se vede o umflătură cu un singur fir când e tras la bază. Tragi un singur fir, după aia mergi în aceeași direcție, pui, iar între straturi pui bandă de teflon. Aveți între straturi, fiecare strat am pus bandă de teflon pentru a preveni scurgerile de energie între straturi. Conte zice că astfel de bobină construită e de 3 ori mai bună decât o bobină construită în mod normal. Eu n-am observat asta. Deci nu e mai bună, dă fix aceeași energie. Am bobinat spre o lună de zile non-stop. Cu aceleași sârme, sârme mai mari, sârme mai mici, deci dă fix aceeași energie. Ceea ce îmi dă în plus e că nu am arcuri electrice puternice aici. Nu se încălzește contactul. Dacă aș avea tranzistori sau MOSFET, ei s-ar arde dacă aș avea bobine normale. Secând așa, aici contactul este singura problemă la dispozitivele astea de arcuri electrice. Când așa el merge ok. Da, un BG 60 de W, care pleacă de la minus. Bine, dispozitivul nu-i făcut, roata asta nu-i făcută ok. Am schimbat pe ultima scală 2000 de microfarad, numeratul 0, 0, 0, 0 mulțit cu ceva, tot 0, dar nu pe altceva. Și apoi ca să obțineți, că aici e toată tot secretul, să obțineți consumul ăsta, trebuie să puneți fire pe bobină până când scade consumul, atunci în zero. Asta tot. Nu m-am spune destul de clar. Cu cât firele sunt mai groase și aveți mai multă masă, cu atât obțineți mai multă energie. La un consum de ce în ce mai mic. El spune... Statul acum de acum. El spune că a ajuns acolo unde face asta cu baterii descărcate și se încarcă în timpul mersului bateriile. Deci exact așa cum sunt în desen, bateriile se încarcă singure. Eu n-am ajuns acolo, dar consum extrem, extrem de mic, am reușit opțiune. Acum cei drept bobinele sunt cea mare e cu sârmă de 1 mm, cea mică e cu sârmă de 0,4 mm. Cea mică e bifilară. Tot Conte zice că bobina bifilară e mai bună, deci nu e mai bună, e tot aia. N-am mai construit alta pentru demonstrație. Dacă legi, practic ai două bobine, dacă legi începutul cu sfârșitul unei, ai una singură. Și așa o folosesc, de asta e... Tot legat aici
una cu alta. Cea mică are 270 de grame.